O asociație din Cluj-Napoca a realizat un laborator mobil de căutare-salvare. Acesta este dotat, printre altele, și cu o dronă cu cameră de cu termoviziune, care ajută la găsirea mai rapidă a persoanelor aflate sub dărâmături. Putem să scanăm persoanele și în special în, în momentul în care este noapte afară. Și drona are o funcție super inteligentă pe acest tip de misiune. Putem, în momentul în care am identificat că este persoana pe care o căutăm noi, putem seta drona să urmărească acea persoană, să ne trimită coordonatele GPS în mod real. Drona cu cameră de termoviziune are mai multe seturi de baterii, astfel că se asigură o autonomie de mai multe ore. Laboratorul mobil este compus dintr-un autoturism 4x4 echipat cu o altă cameră de termoviziune mobilă, precum și drona cu cameră de termoviziune de ultimă generație. Dat fiind faptul că drona ne permite să avem o vedere de sus, să-i spun așa, ne ajută să acoperim o zonă largă în foarte scurt timp. Partea de termoviziune ne ajută să identificăm persoane, chiar dacă este o altitudine mare, putem urca cu drona până la 1500 de metri. Acum este unul dintre cele 6 moduri de scanare termic. După cum puteți vedea aici, apare și temperatura în punctul selectat și putem selecta o altă temperatură, un alt punct pentru indicarea temperaturii. Laboratorul mobil va fi folosit în toate operațiunile echipelor de intervenție în mod gratuit. În zilele următoare se vor încheia protocoale cu ISU și IPJ Cluj. Da, cu siguranță este foarte important pentru că ajută mult în cazuri de genul ăsta, mai ales că toată lumea pornește în drumeții și peste tot locul la munte se rătăcesc care pe unde. Mi se pare că e o idee foarte ingenioasă, mai ales că acum suntem în 2023 și ar trebui să evoluăm și noi cu chestiile astea și se întâmplă multe lucruri. Și ar trebui să investim. Investiția în laboratorul mobil de căutare-salvare s-a ridicat la aproximativ 10.000 de euro.